Arată foarte bine și palmaresul Agenției de Guvernare Electronică. Se pare că aceștia au mai pus o bifă la experiențele frumoase și la trofeele obținute. Așadar, Agenția de Guvernare Electronică a luat premiul pentru cea mai reușită soluție digitală în cadrul summitului mondial privind Forumul Societății Informaționale World Summit of the International Society 2023. Despre această experiență, despre beneficiile participării la astfel de activități, o să discutăm în această dimineață, pentru că alături de noi este doamna Olga Tumuruc, directoarea Agenției de Guvernare Electronică. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Alături de noi este și domnul Igor Bercuș, șeful Direcției Platforme Digitale. Bine ați venit, bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Felicitări în primul rând, mi se pare foarte impresionant această experiență, acest premiu, dar vreau mai întâi să-mi relatați despre emoțiile care au survenit în urma participării la acest summit mondial și mai ales faptul că ați obținut și premiul respectiv. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru invitație și pentru oportunitatea de a vorbi întregii Moldove și nu doar despre această importantă realizare a Moldovei, nu doar a Agenției de Guvernare Electronică. Într-adevăr, a fost o experiență extraordinară, fiindcă, așa cum foarte corect ați punctat, a fost un eveniment organizat la nivel internațional, mondial, și participarea noastră chiar și la acest eveniment este deja o realizare importantă, dar mai mult de atât, participarea în cadrul acestui concurs și faptul că am luat trofeul mare, premiul pentru designul serviciilor publice, este o realizare într-adevăr importantă. Concursul este organizat cu suportul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, este o agenție din cadrul Organizației Națiunilor Unite. Deci este o platformă mondială care a recunoscut reușitele noastre în ceea ce privește dezvoltarea, digitalizarea serviciilor publice electronice. Așa. Acest eveniment s-a desfășurat la Geneva, în Elveția, și au fost 50 de participanți. Iar asta înseamnă că au participat și țări care au un background digital foarte elevat. Cum a reușit Republica Moldova, domnule Bercu, să se evidențieze? Pentru ce platformă ați obținut acest premiu, cât de multă lume a lucrat asupra lui și care sunt beneficiarii acesteia? Premiul a fost obținut pentru o platformă, îi zicem noi FOD, de la Front Office Digitization, care de fapt constă în un set de componente cu ajutor cărora noi de fapt digitalizăm serviciile publice. FOD-ul, de fapt, a fost, știți, vârful icebergului, pentru că FOD-ul stă deasupra unei infrastructuri întregi de guvernare electronică, infrastructură la care agenția muncește de peste 10 ani. Adică, ca să obținem noi acele interfețe pentru cetățenii noștri prin care ei pot comunica cu prestatorii de servicii, în Moldova, practic, la fiecare serviciu se cere să prezinți buletinul de identitate, deci obligatoriu trebuie să te identifici. Și aici avem buletinul, identitatea electronică, aici avem semnătura electronică, aici avem plățile electronice, aici avem livrările care monitorizează cum ajung acele documente comandate prin interfața asta FOD către cetățean. Astfel spus, FOD-ul, de fapt, cum spuneam, este vârful care, de fapt, dedesubt are o infrastructură întreagă de guvernare electronică. Câtă lume a muncit asupra acestei platforme, FOD? Au muncit o echipă întreagă. Agenția de Guvernare Electronică și toți partenerii care îi avem, inclusiv sectorul privat, inclusiv partenerii din sectorul public, fără de care, evident, noi n-am fi putut realiza sau vedea succesul acestei platforme. Doamna Tumuruc, aș vrea să revenim un pic la multitudinea de țări care au participat la acest summit și facem referire la țări foarte bine dezvoltate din punct de vedere digital, Singapore, Germania, Elveția, bună oară, dacă tot au fost și gazdele acestui eveniment. Cum au recepționat ei această informație? Ce au ei de învățat de la echipa din Republica Moldova și bună oară, ce putem noi prelua de la ei? Fiecare dintre țările care au participat în acest concurs, evident, au venit și ei cu soluții inovative. Dar diferența a constat în faptul că dacă celelalte țări au rezolvat prin aplicația care au aplicat o mică problemă, platforma cu care am venit noi
a excelat prin faptul că oferă o soluție pentru o gamă mult mai variată de probleme. Deci nu este vorba că digitalizăm doar un serviciu în domeniul de sănătate sau un serviciu în domeniul de documentare a populației. Este o platformă care ne permite să digitalizăm efectiv toate serviciile publice care își au rostul să fie transpuse în spațiu digital. Și asta ne-a diferențiat, plus este și faptul că noi în acest proces aplicăm și o metodologie de reinginerie, dar și valorificăm potențialul acelor elemente de infrastructură, ecosistemul de e-guvernare care a fost construit, așa cum spunea și colegul meu, mai bine de 10 ani. Ce putem să învățăm de la ceilalți este poziționarea corectă în plan internațional, este asocierea și parteneriatul care trebuie să-l construim cu sectorul public, cu sectorul privat, dar și cu societatea, comunicarea și promovarea soluțiilor la care lucrăm zi de zi. Apropo, am înțeles că acest FOD acoperă o gamă foarte mare de servicii, de necesități a beneficiarilor. Ați putea să ne enumerați câteva la ce e bun? La ce utilizăm acest FOD? Cum pot beneficia telespectatorii noștri de această soluție miraculoasă digitală? Da, noi, primul serviciu a fost lansat peste jumătate de an în urmă, mai exact în iunie 2022. Am pornit cu extrasul digital din Registrul Stat a Unităților de Drept. Este un serviciu foarte benefic, în special pentru antreprenori, deoarece la noi, din păcate, încă în multe cazuri se solicită acel extras la bancă, la achiziții publice și așa mai departe. Deci extrasul ăsta care dovedește că există compania, cine sunt fondatorii, cota parte și așa mai departe. Asta a fost primul serviciu lansat. Mai ales că se obține și foarte greu, așa. Mai trebuie să stai în coadă, exact, da. Și să achiziți. Acum el poate fi solicitat 100% digital și poate fi descărcat din cabinetul antreprenorului, portalul antreprenorului. Doar, evident, în condiția în care antreprenorul deține semnătură electronică. Ori, la noi, acum, practic, 90% dintre antreprenori dețin acea semnătură electronică, deci este un serviciu care, în februarie, a ajuns la cota de peste 45% solicitări exclusiv digital. Deci, fără hârtie, fără coadă și așa mai departe. Da. Așa. Au urmat alte servicii critice, să zicem, pentru cetățeni. Astea sunt serviciile cadastrale. Recent am lansat ultimele trei. Practic acoperim acum tot ce ține de extrase cadastrale. Sunt 12 la număr. Și în scurt timp venim cu încă 20 de acte de stare civilă. Deci până la sfârșitul lunii martie lansăm și acestea. Practic spre sfârșitul martie vom avea în jur de 32. Eu am să vă rog așa, nu că mă dau eu așa tare aproape de dumneavoastră, dar am să vă rog să utilizați acest microfon să vă audă mai bine cei de acasă. Așa, așa e mai bine. Okay. Da. Bine, mulțumesc. Deci ziceam, spre sfârșit de martie vom avea 32 de servicii care pot fi obținute prin această platformă, de la starea civilă, de la Departamentul de Înregistrare și Licențiere a Unităților de Drept, de la Departamentul Cadastru, toate din Agenția Servicii Publice. Lucrăm la cazierul electronic, cazierul judiciar electronic. Așa, și mai avem încă digitizarea autorizațiilor din Agenția Națională Transport Auto. Asta este ceea ce urmează într-un viitor apropiat. Dar FOD-ul este gândit așa ca o platformă care poate fi utilizată nu neapărat de Agenția de Guvernare Electronică. Orice ce instituție publică poate obține acces la această platformă și să-și construiască sau să-și digitalizeze propriile servicii. Și am eu senzația că este abia începutul pentru toate scopurile și obiectivele pe care le-a setat Agenția de Guvernare Electronică. Atât de frumoasă este coincidența asta pe care ați menționat-o și dumneavoastră. Astăzi este Ziua Mondială a Cererii în Căsătorie. Și uite că EGOM pune la dispoziție aceste servicii. Acest premiu vine cu siguranță și cu anumite responsabilități, cu oportunitatea de a semna anumite parteneriate, de ce nu, pe plan internațional. Ce urmează? Ce o să se întâmple? Ne-am propus să consolidăm și să îmbunătățim colaborarea noastră cu Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, dar și cu un proiect care este desfășurat acum de către ITU, cu numele de GovStack. Asta ne-ar permite să publicăm într-un mediu la care are acces efectiv
toată lumea, toată comunitatea care lucrează în domeniul digitalizării să aibă acces la soluțiile care noi le dezvoltăm. Deci este, pe de o parte, o oportunitate de promovare a realizărilor noastre, dar și o posibilitate de a îmbunătăți. Ori, cu cât mai multă lume vede cum sunt dezvoltate și încearcă să reutilizeze aceste soluții pentru propriile necesități, învățăm și noi, îmbunătățim și noi aceste platforme și, evident, aducem la un alt nivel ceea ce avem de oferit beneficiarilor noștri, cetățenii, mediul de afaceri și comunitatea, autoritățile publice în același timp. Acum eu nu am cum să nu vă întreb. Atunci când ați mers cu echipa pentru a participa la acest summit, erați siguri că această platformă va beneficia de premiu sau ați mers așa pe incognito la ghici cu... cu așa o suspecție că cineva ar fi mai bun? Gradul de încredere, pe ce era setat? Bine, noi știam foarte clar că suntem în lista celor 10 finaliști și a fost important să mergem împreună cu echipa ca să socializăm, să stabilim noi parteneriate și noi legături, dar am fost foarte bucuroși să aflăm într-un final că am luat și premiul mare. Nu pot să zic că ne-a surprins enorm de mult, fiindcă știm că platforma cu care am aplicat merita pe bună dreptate să iei acest premiu și, într-adevăr, a lucrat și lucrează în continuare o echipă mare și avem un obiectiv foarte și foarte frumos să sporim accesibilitatea serviciilor publice, dar în același timp să reducem și presiunea asupra prestatorilor de servicii în acest proces de digitalizare a serviciilor și asta ne permite platforma FOD. Eu îmi dau seama că, mai ales dacă acest eveniment s-a desfășurat în Elveția și echipa de la Agenția de Guvernare Electronică funcționează exact ca un mecanism a unui ceas elvețian, mă bucur tare mult pentru rezultatele pe care le obțineți, pentru efortul depus în serviciul cetățenilor Republicii Moldova și vă mai aștept cu mare, mare drag, cu rezultate noi, cu experiențe deosebite. Vă mulțumim și noi pentru invitație și vă îndemnăm să fiți cu ochii pe noi, fiindcă, într-adevăr, urmează noi servicii digitalizate a fi lansate, dar și soluții inovative care vor apropia și mai mult serviciile publice statul de cetățeni. Cât de frumos și, într-adevăr, fiți cu ochii pe Agenția de Guvernare Electronică pentru a fi la curent cu toate update-urile, cu toate noutățile. Au multe să vă relateze, au multe know-how-uri care vor fi implementate, așa că rămâneți aproape.